Argos, un oraș antic construit în apropierea râului Eufrat. De-a lungul timpului, aici s-au făcut descoperiri senzaționale. Sinagoga Dura Europos, imagine și tradiție, a fost tema conferinței susținute de profesorul preot Michael Figer, universitar în Elveția, la Facultatea de Teologie Catolică din București, joi 3 aprilie. Sinagoga Dura Europos este încă un teritoriu deschis cercetării științifice, chiar dacă situl arheologic a fost excavat acum aproape 100 de ani. Dura Europos se află la granița între Siria și Irak. Este o sinagogă pictată. Asta e o să te iau foarte interesant. E pictată, adică picturile prezintă scene din Vechiul Testament. Este interesant cum bisericile din nordul Moldovei sunt pictate pe dinăuntru și pe din afară, așa este și această sinagogă pictată pe dinăuntru. Secolul al doilea, al treilea după Hristos. Cel care a cucerit acest oraș și l-a luat din mâinile parților a fost Traian, împăratul Traian. Această sinagogă nu se mai află la Dura Europos, ci picturile au fost duse la Muzeul Național din Damascus, din Siria. Sinagoga Dura Europos este încă un teritoriu deschis cercetării științifice, chiar dacă situl arheologic a fost excavat acum aproape 100 de ani. Suntem o facultate de teologie catolică, avem multe programe de teologie în comun cu alte facultăți de teologie din lume, dar am găsit această deschidere la Facultatea de Teologie din Coira, Elveția, tocmai pentru că profesorul Michael Figer este născut în București, a crescut aici, s-a format aici în cadrul unei comunități catolice, Bărăția, apoi a emigrat în Germania, unde a avut un itinerar teologic încununat cu un doctorat și ceva mai târziu cu sacramentul preoției. Clar că era o scenă centrală, adică era Eufratul. Evreii care oarecum se simțeau prigoniți, dar pe altă parte, ca printr-o minune, erau acceptați și trăiau bine. Conferința profesorului Michael Figer a fost de fapt un dialog cu auditoriul. Auditoriu în mare parte specializat în interpretarea textelor biblice și în special a celor veterotestamentare. Sinagoga Dura Europos. O lume nebănuită în imagini.